Bună seara, bine ați revenit la Câștigă România. Vă pot promite că astăzi vom avea parte de o ediție foarte faină, mai ales că ne aflăm la a patra ediție a lui Alfred Marian. Asta e una dintre promisiuni și o să observați că avem o formulă aproape internațională. Îl avem pe Alfred Marian, pe Mihail Cluș, Cluș, da? Și pe Carl, cu capa, Iordache. Bite, domnilor, Beckenbauer, Schlafen, zic cam atâta știu în germană. Și să începem ediția de astăzi, Câștigă România! Hai că ea începe și fără noi. Uite, Olt este primul județ, județul de plecare. Trebuie să ajungem în Caraș-Severin. Ne mișcăm acolo în sud-vest. Cât de repede aflăm imediat. Nu uitați de variantele ajutătoare pe care le puteți folosi chiar și în prima rundă, deși pare un pic prea devreme. O primă întrebare vine din județul Olt pentru Alfred. Teatrul Poezis a fost inaugurat cu spectacolul Cântarea Cântărilor, susținut de actorul Emil Gârleanu, Emil Constantinescu, Emil Hosu sau Emil Boroghină. Emil Gârleanu, Emil Constantinescu, Emil Hosu sau Emil Boroghină. Emil Gârleanu, literatură, domnul Constantinescu, deci Emil Hosu sau Emil Boroghină. Zic Emil Hosu. Răspuns final? Da. Emil Hosu s-a născut în Ocna Sibiului. Emil Boroghină era răspunsul corect. Nu-i nimic, se întâmplă. Primul semn așa, dar e palid. Mihail, succes la prima întrebare din Olt. Mulțumesc. Ioana Anuța, alias Joe, cântă într-un album lansat în 2015 Dragoste, nu am răbdare. Până cresc mare, număr zile în calendare, până vara viitoare, te aștept ca o floare. Ia, încearcă să completezi. Da. Până vara viitoare. Asta e răspunsul final? Da. Păi dacă e vorba de răbdare, până vara viitoare, răspuns corect. Carl. Un răspuns, bite, te rog, din județul Olt. În 2016, Elena Ionescu a ales cariera solo, părăsind după 10 ani trupa Latino, Boschito, Aventura, Simplu sau Mandinga. Mandinga? Întrebare sau afirmație? Afirmație. Mandinga, răspuns corect. Născută la Caracal. Și... domnule? Vă rog să vă scoateți din județ. Dragi colegi, să-l scoatem din județ pe Alfred cu o variantă ajutătoare și are nevoie de o întrebare. Cântăreț și recitator ambulant din antichitate. Baladin, rapsod, polifon, afon. Baladin, zic. Bine? Adică numai bine nu e. Voi ce ați fi răspuns? Tot Baladin. Tot Baladin? Și rapsodul? E mai din coace. Rapsodul este răspunsul corect. Baladinul e bufon. Rapsodul este răspunsul corect. Așadar, rămâi în județ. Fuh, încă un pas pe loc, să nu zic înapoi. Și mergem la Mihail, care ne povestește puțin despre el. Sunt din Hunedoara. De unde numele? De la tata, care era de origine germană, adică era sas. Sas. Da. Deci am prins bine. De acolo așa e. Tu știi germană? Nu prea. Săsește am știut mai degrabă, că am învățat de la bunica, unde îmi petreceam verile la Sebeș, lângă Sebeș, la Câlnic. Și ce faci? Cu ce te ocupi? Actualmente sunt pensionar. Da. De meserie am fost inginer metalurg, furnalist, de care sunt mândru. Din păcate, nu mai există furnale la Hunedoara,
din păcate spun. În rest, îmi petrec timpul cu diverse pescuit, așa, citit, da, tenis cu piciorul. Mamă, n-am mai jucat un tenis cu piciorul, îmi plăcea pe vremuri. Ieri am jucat. Da? Da. Da, cam asta e. Sunt căsătorit, am o fată care la rândul ei are alte două fete, două nepoate. A, bunic la... Sunt bunic. Datorită lor sunt aici. A, da, te-au trimis, du-te. M-au trimis, du-te, bunicule, că le plăcea și lor să urmărească împreună cu mine emisiunea și erau foarte fericite când nimereau câte un răspuns, că n-au 7 și 10 ani. Să fie sănătos. Carla și Elena. Să fie sănătoase și mulțumesc să te urmărească în evoluția ta, care va continua prin ce județ? Dolj. Prin județul Dolj. A fost soțul Luanei Sârbu și a compus cele mai frumoase piese din repertoriul acesteia. Florin Bogardo, Cornel Fugaru, Virgil Popescu, Fuego. Zic Virgil Popescu. Răspuns final? Da. Bine. Oana Sârbu, de unde ai auzit? Bineînțeles, din filmul Liceenii. Și de acolo mai departe. Și de acolo și mai departe. Da. Și cântat. Și a cântat, cântă, da. Cred. Chiar unele piese foarte frumoase, cu armonii foarte frumoase, caracteristice lui, celui despre care vorbim în această întrebare, pentru că e și compunea piese, și acest compozitor foarte talentat a avut și bucuria să-l aibă profesor pe Sabin Păuța. Și este vorba despre Virgil Popescu. Răspuns corect. Carl, este rândul tău. Dolj. Județul Dolj. Înainte de a deveni arbitru, a jucat fotbal la echipa de tineret a Craiovei în anii 70. Cornel Dinu, Ion Crăciunescu, Sebastian Colțescu, Adrian Porumboiu. Ion Crăciunescu. Ion Crăciunescu, răspuns corect. A jucat și la Chimia Râmnicu Vâlcea, din ce știm. Și acum ne întoarcem la Alfred. Ce faci, dragă? Bine. Bine? Hai să vedem cât de bine. Steliana Sima recunoaște într-o melodie: mă cunosc că-s de la olt, după vorbă, după port, vine tort, așa faptă mă dezvolt. După port. După port, răspuns corect și am plecat. Battle vina pe olt, că mi-au pus probleme. Județul următor. Mehedinți. Mergem în Mehedinți. La Drobeta Turnu Severin s-a născut unul dintre cei mai mari matematicieni români: Ion Barbu, Gheorghe Țițeica, Mircea Eliade, Hermann Oberth. Gheorghe Țițeica, zic. Sigur. Asta zic. Este răspunsul final? Da. Este și răspunsul corect: Gheorghe Țițeica. Carl, numele tău? Vine de la părinți. E tot... Ești sas cumva sau? Nu, născut în Craiova, din părinți născuți în Craiova, din bunici născuți în Craiova. A fost alegerea părinților. Da, deci nicio legătură. Uite, la tine vezi să... Este o legătură, da. Ești un pic de sas. Carl, povestește-ne puțin. Deci ești craiovean din neamuri străvechi. Da, Craiova e un oraș pe care chiar îl iubesc... ca fiecare mai în vârstă, probabil că a existat și posibilitatea de plecare pe alte meleaguri, dar nu-mi pare rău de alegere. În Valea Roșie ce mai e pe acolo? Se construiește ca peste tot. Serios? Da. Că acolo am început armata la 1072, a? Da. Nu, la 1047. La 1047. La 1172 am fost la Caransebeș. 1047. Și exact lipit de spitalul militar. Acolo era gardul. Da, interesant este că în curtea spitalului militar se regăsește un castel de apă pe care primăria dorește să-l reabiliteze ca monument de arhitectură și eventual monument istoric
mă rog, în perioada imediat viitoare. Bun, se mișcă un pic lucrurile în Craiova sau... Par să se miște, dar din păcate sunt multe de făcut. Sunt multe de făcut. Bine, hai să vedem județul următor. Mehedinți. Mehedinți. Înălțimea maximă a munților Mehedinți este de 1466 de metri, reprezentată de vârful Bradul, Bătrâna, lui Stan sau Cernei? Vârful Cernei. Cernei? Răspuns final? Da. Lui Stan este răspunsul corect. Uite, știa și Alfred, care ai văzut că de fapt până acum n-a știut mai nimic. A câștigat doar 3 ediții. Să vedem ce înseamnă această mică greșeală în Mehedinți. Tu în ce județ merge, dragul meu? Vâlcea. Vâlcea. Cântă Vasile Șeicaru în tango retoric. Mai știi vara cu miros de alge și pierdutele? Catarge. Iubiri, amintiri, trăiri, catarge. Catarge? Știi melodia? Vara... Te cheamă la ea... Te cheamă la ea... Axa. Ce memorie. Deci, o și știi sau pierdutele, nu? Catarge. Știu că nu e aia, Doamne, auzi, că îmi spune că nu e aia. Normal, că, dacă am zis că e Axa. Cum să fie aia lui Șeicaru? Îl și văd cântând pe Șeicaru. Vara, te cheamă la ea. Aia e prima strofă. Poftim? Ce a zis dumneavoastră e prima strofă. A doua e ca mine. Deci, am înțeles că o știa pe toată. Catarge, răspuns corect. George Țărnea, versurile. Cine-i la rând? Cred că eu. A, tu? Mihail. Ia să vedem. Cascada Bigger se află în Parcul Național. Cheile Nerei Beușnița, Domogled Valea Cernei, Piatra Craiului sau Pădurea Letea? Piatra Craiului nu, Pădurea Letea nu. E, acu. Cheile Nerei Beușnița. Răspuns final? Da. Răspunsul meu este... Pauză publicitară și ne întoarcem imediat la Câștigă România. Domogled Valea Cernei este răspunsul greșit. Cheile Nerei Beușnița a răspuns corect. Bravo, Mihail, ai ajuns la destinație. Mergi în runda a doua cu certitudine. Carl, este rândul tău. Județul Gorj. Județul Gorj. Atenție! Gorjeanul Tavi Colen a fost timp de 10 ani coleg cu Alin Oprea în trupa Boschito, Simplu, Bambi, Talisman. Talisman. Ești sigur? Da. Este răspunsul corect, Talisman. Dăm în județ. Alfred, ești în urmă. Gorj. Gorj. La începutul acestui an, carismaticul Horațiu Mălăele a publicat volumul Poezii și proză scurtă, amintiri din copilărie, vorbe în vânt sau delicatețuri. Am să spun amintiri din copilărie nu, delicatețuri nu, am să spun proză scurtă. Ești sigur? Da. Este răspunsul tău final? Da. Bine. Știe cineva alt răspuns? Aș fi zis vorbe în vânt. Poezii și vorbe în vânt este răspunsul corect. Mergem la Carl, dacă dai un răspuns corect. Am încheiat această rundă. Și Mihail, alături de Carl, vor fi cei doi concurenți care merg mai departe. Crucea Eroilor Bănățeni a fost ridicată în anul 1936 pe Caraiman, Muntele Mic, Movila lui Burcel sau Muntele Găina? Muntele Mic. Muntele Mic, răspuns final? Da. Este răspunsul corect, Carl, și mergi mai departe.
Alfred, aici se încheie prezența ta la Câștigă România, o prezență absolut minunată. Ți-am spus și data trecută, o plăcere pentru noi să te avem concurent. Prezența ta a fost una care a dat valoare acestor trei ediții. Ai câștigat 10.200 de lei în trei ediții și a dublat suma de fiecare dată în runda a treia. Și să știi că am învățat foarte multe lucruri de la tine. Și dacă ne referim la cultura generală, dar și de viață. Am înnecat în Olt. Hai să vedem cum arată întrebarea Câștigă România. Mai punem 200 la 10.200 să fie 10.400. Întrebarea. Răspunsul la ghicitoarea. Ce este aceea dintr-un însuflețit iese un neînsuflețit și dintr-un neînsuflețit un însuflețit? Din filmul Aferim. Este stăpânul și robul, credința, oul și găina sau bogăția? Oul și găinușa. Asta este răspunsul corect. Vedem câteva secunde. Ce este aceea dintr-un însuflețit este un neînsuflețit și dintr-un neînsuflețit un însuflețit? Judecata cea de pe urmă. Nu, ia zi tu, Ionice. Oul, că când luă o găina, este neînsuflețit. Și când îl clocește, este un însuflețit. Puiul de găină, bre! Ai câștigat, cum ziceam, 10.400 de lei și cartea Istoria civilizațiilor în 1000 de obiecte. Domnule, mi-a părut bine. Mulțumesc, a fost de partea mea. Mulțumesc. Sănătate. Amânarea să vedem. Aplauze pentru Alfred. A fost ceva extraordinar. Venisem să iau cartea și să plec repede. Dar o experiență de neuitat. Îmi pare bine că am constatat că n-am îmbătrânit degeaba și că nu mi-e frică de urzici, vorba lui domnul Ianțu. Oricând aș mai repeta o astfel de experiență, orice început are și un sfârșit și mă dusei la Olt, dar nu reușii să trec decât cu greu. Mihail, felicitări, Carl, la fel. Sunteți în Mulțumim. Runda a doua. Unul dintre voi va câștiga această ediție. Și atenție, ați avut un concurent foarte bun, câștigător a trei ediții și foarte logic, foarte calculat și foarte bine pregătit. Acum, lupta este între voi doi. Doar să-mi spuneți dacă sunteți de acord să începem runda a doua. De acord. O începem. Runda a doua la Câștigă România. Având în vedere că ai terminat primul rund, Mihail, ai întâietate în această rundă, în sensul în care îți alegi și județul de plecare și vei pleca primul în drumul tău spre destinație și spre câștigarea ediției, dar vedem totuși că mai avem un coleg. De unde vrei să pleci? Timiș. Din Timiș vei pleca și va trebui să ajungi în Galați? În Vaslui. Tu zici Vaslui. Hai să vedem. Uite că am nimerit eu Galațiul. De acolo pleci tu, Carl, da? Da. Bine. Prima întrebare din județul Timiș. Vara, Cheful, Macho Man sunt hituri ale trupei apărute în 1996 în Timișoara. Mihail, mai ții minte? HiQ, Voltaj, Savoy sau Genius? HiQ. HiQ, răspunsul tău final? Da. Nu ai pe nimeni pe cine să întrebi, nu folosești variante ajutătoare, mergi pe HiQ. HiQ, deocamdată. Bine. Oh, 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 e vara far, e soraiană. Mai știi? Nu. Tu ce ai fi răspuns? Voltaj. Poftim? Voltaj. Genius, după Genius.
Tatăl solistei, un mare violonist, virtuos, sunt frații Vincu, doi violoniști fantastici de la noi, care cântă și cu vioara întoarsă și cu corzile întoarse și cu dreapta și cu stânga, ceva rarisim. Bun, suntem în județul Galați. Carl, de data asta tu ai putea să ai un avantaj la Suhurlui, Muzeul Etnografic Casa Rurală Ion Avram Dunăreanu are două chilere, adică fundații, încăperi mici, balcoane sau lăzi frigorifice. Două balcoane. Balcoane, răspuns final? Da. Încăperi mici este răspunsul corect. Și mergem înapoi în Timiș. Vrei să folosești varianta ajutătoare, scoate-mă din județ? Da. Bine. Lucru pe care îl poți face și tu, dacă vrei, Carl. După ce trecem prin Timiș, de fapt nu trecem prin Timiș, stăm aici, vedem întrebarea pentru varianta ajutătoare, scoate-mă din județ. Mihail. Cursa clasică de alergare pe distanța de 42,195 km se numește fuga pe șosea, maraton, marș, sprint lung. Maraton. Sau fuga, fuga prin porumb. Maraton, răspuns corect. Județul următor. Hunedoara. În Hunedoara ne vom așeza. Acum, folosești varianta ajutătoare, Carl? Scoate-mă din județ. Scoate-mă din județ. Te scot imediat. Instrumentul care indică direcția și intensitatea vântului se numește anemoscop sau zefirometru, vântometru, giruetă sau spirochetă. Giruetă. Giruetă, răspuns corect. Județul următor. Vrancea. Vrancea. Ei, abia acum parcă am plecat la drum. Să vedem ce se întâmplă în Hunedoara. Mihail, situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia se află în parcul Grădiștea Muncelului Cioclovina, național retezat, Herăstrău sau natural Apuseni? Grădiștea Muncelului. Cioclovina. Răspuns corect. Și acum ar trebui să mergem mai departe. Atenție și la alegerea județelor, pentru că sunt importante aceste alegeri. Alba. Județul Alba. Ne întoarcem la Carl. Descoperirea baladei Miorița a fost făcută de către Alecu Rousseau pe când se afla în vacanță, exil, bunici, Paris. La bunici. Bunici? Răspuns final? Da. Bine. Ai o altă părere? Nu. El se afla în exil. Acesta este răspunsul corect. Și mergem în județul Alba. Abia ce am plecat la drum. Râurile Secașul Mic și Secașul Mare dau numele formei de relief pe care o traversează. Câmpie, deal, podiș sau depresiune? Podișul Secașelor este. Podișul Secașelor se află în partea de sud-est a județului Alba. Răspuns corect! Mergem mai departe. Hai, Mihai. Sibiu. Sibiu. Ai observat ce ai făcut, nu? Am observat. E prea târziu. E prea târziu acum. Savant Vrâncean, autorul lucrării Terra, introducere în geografie ca știință. Alexandru Vlahuță, Emil Racoviță, Traian Lalescu sau Simion Mehedinț? Emil Racoviță. Este răspunsul final? Da. Bine, îl blocăm. Mihail, tu ești contra noastră. Tu ce zici? Nu sunt contra. S-ar putea să fie Simion Mehedinț. Nu știu cum facem de omul ăsta are dreptate. Simion Mehedinț este răspunsul corect, născut la Sovejul 1868.
Dă-mi un răspuns din Sibiu ca să recuperezi greșeala strategică pe care ai făcut-o. Între Sighișoara și Mediaș, biserica din cetatea Biertan, ridicată între secolele 15 și 16 în stilul corintic, stilul gotic, neofuturist sau renascentist? Stilul gotic. Răspuns final? Da. Ai noroc că e gotic, că altfel regretai amarnic. Răspuns corect, gotic. E primele așezări, Biertanul germane de Saș, din Ardeal. Și toate bisericile sunt în stilul gotic. Din zona... Județul următor. Brașov. Brașov. Ce face cu vrancea aia, că ne face numai probleme? Hai, Carl, acum plecăm. Fii atent, acum plecăm. Unul dintre aceste sporturi nu a fost practicat de Tudor Vornicu în tinerețe. Rugby, tir, bob, atletism. Tir. Tirul, răspuns final? Da. Bine. Pe unde a făcut bob? În Jamaica. Are Jamaica echipă de bob. Puteai să întrebi pe cineva și nu ți-ar fi spus tir, pentru că a făcut și tir. A fost comentator sportiv și la radio, gazetar. Un om fabulos. Bob. Era răspunsul corect. Mergem în Brașov. După ce a părăsit în 2002 formația HiQ, apropo, artista a lansat primul ei album solo, Zbor. Dana Nălbaru, Elena Gheorghe, Andreea Antonescu, Cristina Rus. Tim Mihail? Nu. Ai un prieten pe care îl poți suna? Încercăm. Pe cine? Pe Oana, fiica mea. Pe Oana. Hai să o sunăm pe Oana. Alo, da? Sărut mâna, Oana. Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Bună ziua! Bună, mă bucur să te aud. Și eu, e o onoare. Cum stai cu muzica, cu sportul, cu istoria, cu geografia? Cum stai? Pe unele le practic, pe altele le studiez, pe altele mai puțin. Vom vedea acum. Ce studiezi? Studiez geografia și cu pansul și cu cartea. Uh-huh. Bine, noi suntem alături de tatăl tău. Știi că a venit aici, nu? Da. Ai avut un rol în venirea lui aici? L-am încurajat și îl susțin pentru că știu ce poate. Păi, deocamdată poate bine, doar că are nevoie și de tine. La această întrebare din Brașov, pe care o să o citesc cu variante cu tot de răspuns, fii atent, ai 10 secunde. Ce-ți drești glasul? Nu trebuie să ne cânti, o să ne cânte el mai încolo. Ai 10 secunde pentru răspunsul tău, da? Da. Bine, fii atentă. După ce a părăsit în 2002 formația HiQ, artista a lansat primul ei album solo, Zbor. Variantele de răspuns sunt următoarele. Dana Nălbaru, Elena Gheorghe, Andreea Antonescu sau Cristina Rus? Dana Nălbaru. Cât la sută? 100%. Mulțumim de ajutor. Ce pot să mai zic? Dana Nălbaru. Dana Nălbaru. Și dacă zicea 2%, tot atât trebuie să zici. Răspuns final? Da. Bine. Dana Nălbaru are un timbru deosebit. Mie mi-a plăcut foarte mult timbrul ei, vocea ei. Este căsătorită cu Dragoș Bucur și este răspunsul final la această întrebare. Și corect. Dana Nălbaru. Județul următor. Covasna. Covasna. Ești foarte bun la strategie. Da, acum am văzut. Nu mă pot răzgândi. Foarte talentat. Nu mă pot răzgândi, nu? Ba da, numai că nu contează nu, în economia. Nu mai contează. Poți, în mintea ta poți să te răzgândești de câte ori vrei. M-am răzgândit. Da. Da. Întrebarea ta vine din Vrancea, Carl. Din totalul viilor pe rod din țară, zona viticolă din Vrancea reprezintă un procent de 2%, 55%, 11% sau 90%? 11%. Este răspunsul corect.
cea mai întinsă zonă viticolă din țară. Ocupă, de fapt, 6% din suprafața județului și 11% din totalul viilor pe rod din România. Să vedem de unde vine următoarea întrebare. Din Bacău. Din Bacău. Acum, tu ești în Covasna. Politicianul și jurnalistul maghiar Benedek Elek s-a remarcat în literatură prin romane polițiste, literatură de sertar sau romane science fiction sau povestiri pentru copii? Cred că literatură de sertar. Răspuns final? Da. Bine. Tu ce ai fi răspuns? Povestiri pentru copii. Ăsta este răspunsul. Vrei să schimbăm puțin întrebările lui la tine și invers? Răspuns corect pe povestiri pentru copii, nu literatură de sertar. N-aveam nicio idee. Tu n-aveai nicio idee și el nu avea sertare în casă. Că ura sertarele. Era politician. Avea o fobie pentru sertare, știi? Era politician. Nu, avea... safe. Aha. Înțelegi? Am înțeles. Trebuie să mă crezi pe cuvânt. Aici e cel mai frumos loc de pe pământ. Zicem, promo câștigă România. L-ați văzut ăsta cu biblioteca? Promoul? Hai că-s curios acum. Ați văzut promoul la câștigă România filmat în bibliotecă? Nu. Nu? Deci îl putem difuza de câte ori vrem și pe TV, colegi, și în online. Este unul dintre cele mai frumoase promuri făcute vreodată în România. Și cu mesaj, și variantele de răspuns sunt Șuie Paparude, Grasul XXL, Gheorghe Gheorghiu sau Ion Dălănescu. Cine zice în promo acest lucru? Cred că Grasul XXL. Crezi? Răspuns final. Bine. Este vorba despre piesa Curaj a lui Grasul XXL. Îi mulțumim încă o dată pentru această piesă. Județul următor. Harghita. Harghita. Tu ești în Covasna. Pe aici a trecut Mihai Viteazul, dar este și locul unor bătălii din primul război mondial. Trecătoarea Prislop, pasul Oituz, pasul Curmătura Boului sau pasul Ștrengarului? Pasul Oituz. Pasul Oituz, răspuns corect, între munții Nemira și Brețcului. Din Buzău vine următoarea întrebare, pentru că nu aveai altă variantă, iar Harghita este în fața ta, dragă Carl. Scăldatul în lacul Sfânta Ana este interzis încă din 2018 pentru a se evita aglomerația, secarea lacului, o epidemie sau poluarea lui. Este vorba de poluarea lacului. Așa este, poluarea lacului. Și foarte bine că se întâmplă acest lucru și la noi, județ cu răspuns corect. Asta înseamnă că mai departe ai merge prin? Prin Mureș. Prin Maramureș. Bine. Mureș, Mureș. Mureș? Maramureș nu e. Da, județul Mureș. Corect. M-am dus eu mai departe. Județul Buzău, descoperită acum mai bine de 180 de ani la Pietroasele, cloșca cu pui de aur este o legendă, un tezaur, o rață sau o cramă? Un tezaur. Este un tezaur, știm cu toții. Județul următor. Brăila. Suntem în Mureș. Hermann Oberth a colaborat la NASA în programul spațial cu unul dintre studenții săi, Herbert von Karajan, Dumitru Prunariu, Werner von Braun, Antoine de Saint-Exupéry. Werner von Braun. Von Braun, care a plecat de la nemți în America, de la naziști la americani. Colaborat pentru... Corect. Rachetele A4, V2. Județul Cluj, Cluj. Următor. Bine. De la Cluj mergem în Brăila. Penultimul județ până la Galați, deși am mici dubii.
Piesa Insula de Mihail Sebastian are o particularitate. Este singura tragedie. Este neecranizată, în versuri sau neterminată de autor? Neterminată de autor. Neterminată de autor este varianta ta. Și final? Da. Bine. În această situație nu pot decât să spun exact. Pauză, ne întoarcem imediat la Câștigă România. Singura tragedie neecranizată în versuri, neterminată de autor, cele patru variante. Cea corectă este neterminată de autor, răspuns corect Mihail. Și a scris doar două acte și a fost completată de Mircea Ștefănescu. Deci ai dreptate, mergem în Cluj. Istoric, fost rector al Universității Babeș-Bolyai, din 2018 președinte al Academiei Române. Răzvan Teodorescu, Ioan Aurel Pop, Andrei Pleșu, Zaharia Trahanache. Ioan Aurel Pop. Cu care am avut bucuria să mă întâlnesc și onoarea. Și mulțumesc încă o dată. Ioan Aurel Pop, răspuns corect. Rector între 2012 și 2020. Întrebarea următoare, de unde ar veni, dacă din apucăm? Bihor. Din Bihor. E, acum nu prea mai poți să alegi alt județ decât Galațiul. Din întâmplare. Că, deși poate te pricepi chiar atât de bine încât să te duci în alt județ. Poate mă duc în Tulcea, nu? Da. Întrebarea care te poate face câștigător astăzi. Inaugurat în 1896, Templul Meseriașilor e ultimul lăcaș evreiesc, creștin, musulman, budist de cult, rămas activ în Galați. Fiind vorba de templu, mă gândesc la evreiesc. Religia evreiască are temple. După câte știu eu. Așa, și ce vrei de la mine? Răspunsul evreiesc. Este răspunsul final? Da. Bine. Templul fondat în 1875, fiind construit de Societatea Meseriașilor, există acolo simboluri ale constructorilor templului din Ierusalim. Răspuns corect, ce ai câștigat ediția de astăzi, Mihail. Of, mai aveai vreo două județe, trei cu cel de destinație, Carl. Mai dar, ales Vrancea. Poftim? Mai ales Vrancea. Da. E, mergem acum la întrebarea Câștigă România în valoare de 400 de lei. Ia să vedem despre ce este vorba aici. Așa începe poezia lui George Coșbuc, El Zorab. La pașa vine un arab, cu ochii stinși, sorbind din jgheab, fără prohab, cu graiul slab, roz ca un crab. Cu graiul slab. Răspuns corect și ai câștigat 400 de lei și istoria civilizațiilor în 1000 de obiecte. Domnule, vă mulțumesc mult. Mi-a părut bine. Sănătate. Mai întâi, emisiunea o consider, din capul locului, am considerat-o extrem de atractivă și mă bucur că am putut să particip câștigând o experiență extrem de interesantă. Felicit concurenții care au câștigat și le doresc succes pentru mai departe. Și recomand zona Vrancea, pare să fie extrem de interesantă și de ținut minte. Mihail, tot respectul.
Sincer, mă așteptam să fiți victime sigure, pentru că l-aveam aici și l-ai văzut. S-a câștigat 3 ediții, dar totuși v-ați comportat foarte bine, în special tu, care ai câștigat ediția. Felicitări din, chiar din inimă. Acum să vedem ce facem cu bănuții. Poate înmulțim, poate dublăm suma. Poate în scădem această rundă. Vedem, frumoasă. Runda a treia alături de Mihail Cluș. Stimate SAS, dă-mi un județ. Sibiu. Asta mă gândeam, era păcat. Sau Alba, putea fi. Da, și Brașov, că și pe acolo. Să vedem, cronometrul pleacă. Nu uita, nu te grăbi la primele 6 întrebări. Te rog eu mult. Bine, plecăm acum. Alături de Tora Vasilescu și Raluca Mureșan, Emil Hosu a jucat în filmul Sosesc Musafirii. Sosesc păsările călătoare. Așa este. Geo Saizescu, regizor. În 84 a făcut filmul. Județ. Alba. De-a lungul secolelor, Alba Iulia a purtat 2 denumiri în limba germană. Karlsburg și... Klausenburg. Weizenburg. Weizenburg. Județ, hai rapid. Brașov. Brașov. Ion Țireac a fost managerul și antrenorul campionului cu 6 titluri de Grand Slam. Boris Becker. Corect, județ. Harghita. Din Harghita vine întrebarea următoare. E runca pe care o regăsim în fauna județului Harghita. Este... O pasăre. Așa e. Județ. Mureș. Celebra soprană a fost 25 de ani prima dona absolută a teatrului de operă din Roma. Roma. Virginia Aziani. Corect. Județ. Cluj. Județul Cluj. Mai avem un minut jumate. La Institutul de Calcul Cluj, fondat de academicianul Tiberiu Popoviciu, apare Dacic 1, care era... Primul calculator cu tranzistori. Corect. Județ. Bistrița Năsăud. Bistrița Năsăud. Portarul echipei SCM Râmnicu Vâlcea și al Naționalei României de handbal feminin. Dintre toate variantele? Daciana Hosu. Corect. Județ. Maramureș. Maramureș. Din pe acolo? Da. Arsă la roșu într-un cuptor din 1700, decorată prin lustruire și pictare, ceramica de... Vezi ce zici? Săcel. Săcel. Ia uite câte județe. Județ. Sălaj. Sălaj. Cunoscut de localnici ca Burgul din Gârbou, castel ridicat de un guvernator al Transilvaniei. Castelul Telechi. Nu. Castelul Haller și am încheiat această rundă. Bunuță, ce să zicem, putea fi perfectă, dar ai câștigat o ediție, ceea ce este foarte important pentru tine, cum spuneam, având în vedere condițiile, iar calculele ne spun că în prima rundă ai câștigat 1200 de lei, ai 7 răspunsuri corecte în runda 3 și 2 răspunsuri greșite. În total ai câștigat astăzi 1700 de lei. Alături de Mihai Cluș ne vedem și data viitoare tot de la 9 seara. Până atunci vă mulțumim tare că ne sunteți alături și pe rețelele de socializare, cum ar veni Facebook, Instagram, TikTok și pe YouTube. Doamnelor, domnilor, seară frumoasă și puneți mâna pe carte, că nu urzică! Luni, nu e la pe pământ, România. E sub pământ. Le rupe, da, în două. Da. Ce face ea?
Uite că iară mă scoate. Așa, unde am rămas? Noi în anul 2000, noi nu vom mai fi copii. Oile, sterpele de deoparte ca să nu... Mi-am amintit de cocoșul ăla din desene animate, ăla alb, știi, ăla mare. Răcătău. Cine a zis așa, să fii împiedicat? Răcătău, că așa sună. Câștigi tu, câștigă România.